Salutare și bine v-am găsit! Sunt Alex și astăzi o să vă arăt o rețetă mega simplă de pizza cu baza de aluat multifuncțional pe care o găsiți în linkul din descriere. Notați-vă ingredientele și hai să ne apucăm de treabă! Voi începe prima dată cu sosul. Voi face o rețetă super simplă de sos. Am aici o conservă de roșii de calitate pe care o voi pune în acest bol. Mai departe adaug circa 15 ml de ulei de măsline, busuioc fresh după gust, un praf de sare și o jumătate de linguriță de zahăr. De ce, Bogdan? Pentru că tai aciditatea. Ca să tai aciditatea roșilor, bravo! Atât am învățat și el în 3 ani cu mine. Glumesc, știe mult mai mult. Și acum voi blenda totul. Vrei singurul prelungitor? Și pentru că singura priză din această bucătărie este cea din spate, voi blenda aici, mai pe relax. Așa, ca să nu ziceți că stau cu spatele la voi. Sosul este gata. M-am și murdărit puțin, dar ăsta este riscul meseriei. Avem sosul gata. Mai rămâne să întindem aluatul. Am aici circa 350 g de aluat pentru o tavă antiaderentă cu diametru 30 de cm. O să pun făină pe masă și o să încep să-l răsucesc cu ajutorul mâinilor. Dacă vi se pare totuși un procedeu dificil, nu uitați că întotdeauna există sucitorul, care poate să vă ajute în astfel de cazuri. Voi pulveriza puțin ulei pe această tavă. Dacă nu sunteți siguri că tava este antiaderentă, puteți folosi hârtie de copt. Acest ulei o va rumeni puțin și la bază. Mut aluatul de pizza în tavă. Aranjăm bine această bordură. Adaug câteva linguri de sos deasupra și le întind frumos. Mai merge o lingură. Sosul arată și miroase foarte bine. Busuiocul îi spune cuvântul aici. Mai departe adaug 200 de grame de mozzarella gourmet pe care am tăiat-o cubulețe. Puteți să o și radeți pe răzătoare dacă vreți. O să o distribui uniform. Și acum, după gust. Cam asta a fost baza. Vă sugerez să nu folosiți mai mult de 3-4 ingrediente, pentru că altfel nu o să înțelegeți mare lucru din pizza. Iar eu astăzi am mers pe cărniță. Am aici circa 70 de grame de bacon. Și circa 20 de grame de salam picat. Am încins cuptorul la 230 de grade și voi băga pizza înăuntru. Așa arată pizza pregătită cu aluatul minune, aluatul multifuncțional. Miroase extraordinar, crusta este crocantă și vă garantez că are un gust senzațional. O lăsăm puțin să se răcească și o vom ataca, că n-am mâncat de ore bune. Pizza s-a mai răcit puțin, a sosit momentul să o tai. Acum o să o și degust. Mamă, ce bine arată! Rumenită la bază, așa cum v-am spus, datorită uleiului. Aceasta a fost rețeta super simplă de pizza cu aluat multifuncțional. Nu uitați, acest aluat se pretează atât la pizza, cât și la pâine, plăcinte, tarte, chișuri și multe alte preparate de genul. Verificați linkul din descriere pentru a vedea baza
de aluat multifuncțional. Vă aștept cu un like, doar dacă v-a plăcut și v-a fost utilă această rețetă, cu un subscribe la canal și un click pe clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce v-am mai pregătit. Lista de rețete e în creștere, așa că aruncați un ochi și vedeți ce vă inspiră ca să gătiți ceva gustos. Comentariile, întrebările, sugestiile și hate-ul în comment box. Zi faină și spor la gătit să aveți! Se vede că-s pătat? Aici te-l vede. M-am pătat. Mă, dar mi se văd sfârcurile în tricoul ăsta, mă. Și nici nu-i cald aici, de. Nici nu-i rece, pardon, știi, ca să... Ce să tasez? Bă, te-adum niște de la, mă, izolier bace, spui pe sfârcuri. Primele comentarii. Aaa, ce sfârcuri! Nu pot să-mi iau ochii de la sfârcuri. Mai dă o dată rețeta. Pentru o tavă antiaderentă de diametru 30 de... Mai dă-mi o felie, mai dă-mi o felie de salam, că nu... N-am aici să umplu gaura. Am făcut magie și mi-au mai apărut două felii de salam. Bun. Vă omoram dacă nu am card în aparat. Hai să am după o zi întreagă. Ai pus card? Astea nu-s glume de făcut la ora asta și n-am nici adeverință la mine să circul. Ce ai zis? Hai, gata. Mamă, ce șmecherești.